În episodul de astăzi am luat una dintre cele mai greu de obținut arme de 4 ori. Adică am jucat cu 4 MK7-uri mitice în același match. Rămâneți până la final să vedeți cum a fost posibil acest lucru. Dacă mai vreți videoclipuri, deci nu dați acolo un like, să strângem la acest videoclip peste 75 de like-uri. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Fără alte adăugări, hai să dăm drumul la videoclip pentru că este super șmecher. Prima și prima dată va trebui să mergem în această locație pentru că de aici facem rost de prima armă mitică, acel are mitic, acel MK7 mitic mai exact. Hai să luptăm repede pentru că am văzut că sunt câțiva playeri pe aici, uite-l pe ăsta. Ieși, firia, naibii. Așa, tata, te pup. Opa, încă un player. Wow! N-am materiale să mă bag cu el. S-a aruncat jos ăsta. Vezi că nu te văd aici, afară? Let's go! Uite, avea și... cum se numește? Avea și harta de la comoară perfectă. Hai să cumpărăm gloanțe de aici. Ca să avem să-l omorâm pe... The Foundation. Nu știu ce am cumpărat două, nu mă întrebați. Sunt prost, lăsați-mă. Mamă, mâncava și gura voastră, mai e un player aici. Doi? Doi players sunt aici? Aș ne repede la third party. Wow! Așa tată îmi place, așa îmi place. Voi vă bateți, eu vă bat. Asta e, ăsta e mersul, ăsta e ritmul. Asta vreau să văd. Poate e în felul următor. Nu prea l-am văzut pe aici pe The Foundation și nu prea știu pe unde e. Mă, fraților, unde e ăsta? Deci îl caută, mi-a venit rău și tot nu-l găsesc. Pe partea asta, pe aici. Doamne, dacă am văzut așa ceva, unde naiba? Că de bătut sigur nu a fost bătut. Că auzeam eu când se trăgea. Uite-l, mă. Uite-l, firar, mă, sa, naibii. Ia, mă, vină încoa. Folosim bugul ăsta, el nu mă vede, eu îl omor. Mi se pare foarte corect chiar. Let's go, l-am bătut frumos, aruncăm... aruncăm mizeria asta de armă. Luăm frumos ceva calitativ. E repede aici ca să cumpărăm multe, multe gloanțe. Pentru că, având în vedere că o să jucăm doar cu arma asta, o să avem nevoie de foarte multe gloanțe. Și acum hai să mergem repede, repede, repede în zonă, că vine zona și nu vreau să-mi iau foarte mult damage. Dăm și noi repede bandajele astea, trebuie să avem grijă să nu ne prindă zona. Dăm și chuck splash-urile astea și după arăt șmecheria, să vedeți cum o să avem 4 MK7-uri mitice în același match. Mamă, mâncava-și gura voastră unde-i zona. Hai ne-ai să găsim repede o mașină ca să mergem în zonă, că nu știu dacă apuc să intru în zonă. Hai că m-am băgat un pic la adăpost, băieți. Am intrat în casa asta și acum fiți atenți. Scoatem artileria grea. Uitați-vă un pic ce am aici în inventar. Bă, deci n-a văzut neam de neamul meu așa ceva. Și acum tot ce mai ne rămâne de făcut este să câștigăm un meci. Să-i dăm drumul. Bă, uite bă ce vin găinile astea după mine de mi-a mâncat sufletul. Nu mai să mă ciuguliți, știți bă, ia uite încă una. Bă, ne mâncat-o. Asta vă fac eu diseră ciorbă, fraierilor. Ia vedeți-l pe ăsta, ia vedeți-l. Wow, wow, i-am cam spart capul așa. I-am cam spart capul, nu vreau să vă mint. Dacă vă zic ce prostie am făcut, nu mă credeți cât de prost sunt. Am lăsat o armă de-asta mitică și am luat shotgun-ul ăsta. Și am dă-mi înapoi. Luați-vă, băi, terminaților. Oarba după voi. Ia uite, bă, mi-a făcut pana, bă, să-mi dai asigurarea, fraiere, să-mi dai asigurarea. Opa, opa. Ia vedeți. Opa. Ce-ai făcut, vărule? Uita cineva în tine? Zii mie care e că ți-l ia mama. Nea, nu pleci tu de aici nebătut. Nu pleci nebătut, dacă eu spun mică, nu pleci nebătut, nu pleci nebătut. Hai să iau și câteva materiale. Facem și noi un pic de pauză, vorbeam, mai ne odihnim. Ia uite-l, a plecat nebătut. Bă, dar ce fuge ăsta de mine să mur eu dacă vede ce arme am? Bine, am arme șmechere și eu sunt bine așa, adică nu ți-ar fi frică cu mine, înțelegi? Da. Gata, să băia cu minte, al naiba să fiu dacă mai zic ceva. Al naiba să fiu. E, dacă mă iei cu astea. Cade, bă! Hai că cade. Pierdut armele mitice.